albine. O mamă ucraineană și cei doi copii ai săi, împreună cu un voluntar al bisericii care îi ajutase să fugă din calea bombelor rusești, au fost uciși în timp ce încercau să fugă pe un pod avariat. Câteva ore mai târziu, tatăl a descoperit moartea soției și a copiilor săi, prin intermediul fotografiilor postate pe Twitter. O fotografie a familiei și a voluntarului plin de sânge și zăcând fără viață pe stradă făcută de fotograful New York Times s-a răspândit rapid în weekend, surprinzând bilanțul uman sfâșietor al războiului Rusiei, care a inclus atacuri intense împotriva populației civile în ultimele zile. O mamă ucraineană și cei doi copii ai săi împreună cu un voluntar al bisericii, care îi ajuta să fugă din calea bombelor rusești, au fost uciși duminică, în timp ce încercau să fugă pe un pod Avariat din orașul Irpin. Am recunoscut bagajele, și așa am știut, a spus Sergei Perebinis pentru New York Times. Tatiana Perebinis și cei doi copii ai lor, Mikita, 18 ani și Alisa, 9 ani, au murit în orașul Irpin, în timp ce Eva Dau. În 2014, aceștia au fugit din estul Ucrainei pentru a se stabili la Kiev, pe fondul luptelor dintre armata ucraineană și separatiștii susținuți de Rusia. Întreaga lume ar trebui să știe ce se întâmplă aici, a spus Sergei, care a călătorit pentru a avea grijă de mama lui bolnavă, înainte de a izbucni războiul. Ucraineanul a povestit că le -a a spus trupelor ruse de la granița cu Polonia. Toată familia mea a murit în ceea ce voi numiți o operațiune specială și noi numim război. Poți să faci ce vrei cu mine, nu mai am nimic de pierdut. Sergei a promis că va obține dreptate pentru familia sa. Voi lupta pentru ei până la capăt, mă voi asigura că există un verdict al instanței.